lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Te-am găsit și un salut, te iubesc, uite așa, te ador și te pup. Bine ai revenit la Povești cu Clounela. Povestea de astăzi este despre două veverițe, doi frați veveriți, doi frați veverițe, veverițuci, care găsesc ceva de mâncare, se iau cu joaca și după care unul se pierde. Cum se găsesc, dacă se găsesc și cum împart mâncarea, aflăm acum, împreună. Sunteți gata? Știți vorba, cine nu e gata, îl iau cu... Cu ce? Cu lopata. Toamna, căutările veveriței. O carte drăguță de editura Univers Enciclopedic Junior, anume pentru copii. Veverița și frățiorul ei strângeau de zor conuri de pin, fructe de pădure și nuci. Venise toamna și peste tot se găsea câte ceva bun de mâncare. Rugii țepoși erau plini de mure zemoase și gustoase. Pe câmp se recolta porumbul. Frățiorul veveriței a înhățat una dintre nucile ei, deci frățiorul a luat o nucă de la veverița noastră. Pun pariu că nu mă prinzi, a spus râzând, apoi a luat-o la fugă. Frățiorul a luat o nucă și a spus că pun pariu că nu mă prinzi și a luat-o la fugă. Au tot alergat în cerc, unul după altul, în jurul lor, frunzele dansau într-un amețitor vârtej multicolor și tot s-au învârtit până când, tot alergând, au ajuns în pădure. Curând însă, veverița și-a dat seama că frățiorul ei dispăruse printre copaci și că nici mâncarea nu mai era de găsit. Oare ce era de făcut? Se gândea veverița. Chiar atunci, dintre frunze a apărut șoricelul, care ducea în gură o sămânță de paltin. Veveriței începuse să îi se facă foame. Îi plăcuse atât de mult să alerge după frățiorul ei, încât uitase unde își pusese mâncarea. Mi-ai văzut cumva mâncarea? L-a întrebat ea pe șoricel. Ai căutat pe pajiște? A întrebat șoricelul. A răspuns cu o întrebare. Veverița a căutat prin iarba înaltă a pajiștei. Răbdătoare s-a scârpinat în cap. Sunt sigură că am pus-o pe undeva pe aici, dar nu o găsesc, a zis veverița. Iepurașul și-a scos capul din vizuină ca să vadă ce se întâmplă, de unde atâta gălăgie. Mi-ai văzut cumva mâncarea? L-a întrebat veverița. Păi, ai căutat pe malul iazului? A întrebat iepurașul. Veverița s-a uitat printre trestiile de pe malul iazului. Pe fața apii pluteau o mulțime de frunze. A tot căutat, dar degeaba. Acum chiar își pierduse răbdarea. Sunt sigură că mi-am îngropat mâncarea pe undeva pe aici, a oftat veverița.
Bufnița o privea pe veveriță de sus, din copac. Nu cumva frățiorul tău e acolo, lângă mărul cel bătrân? A întrebat bufnița. Parcă are ceva bun de rănțăit, a mai spus bufnița. Veverița a ascultat bufnița și a alergat atât de repede cât a putut de tare până la măr. Frățiorul ei a fost atât de surprins să o vadă, încât și-a scăpat nuca pe care o ținea între lăbuțe. Îmi pare rău, a spus el, dar mi se făcuse așa de foame. Știai tu, dragă frățioare, că mâncarea este și mai gustoasă dacă o împarți cu cineva? Și-au zâmbit unul altuia și-au mâncat împreună toate bunătățurile pe care le-au grămădit, le-au strâns de prin pădure și de pe lanurile din apropiere. Ce au strâns astăzi veverițele noastre? Au strâns nuci, mure, mere, porumb, da? Semincioare diferite. Uite, astea mănâncă veverițele. Dar istoria noastră este despre faptul că e bine și frumos să ne împărțim cu ceea ce avem. Dacă cineva ne cere, să ne împărțim, pentru că data viitoare și voi o să doriți ceva de la cel de alături. Dacă vreți și voi să primiți, atunci trebuie să dați. Voi aveți frățiori? Vă împăcați cu ei? Vă împărțiți? Vă este ușor să dați ceea ce aveți gustos și altuia? Mie mi-ați da o bucățică, o nucă sau niște semințe. Cine s-ar împărți cu mine cu nucile? Hai, scriem la comentarii. Eu îți zic like, distribuie și abonează-te chiar acum. Îți spun la revedere și un salut! Te iubesc, te ador, te pup și te aștept cu drag la Povești cu Clounela. Mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clounela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21:00 ne întâlnim la Povești cu Clounela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clounela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clounela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii
bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Da, nu vreau avioane, nici bani milioane, ești eroul meu. Să ne luăm de mână, și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!